Un sfert de secol i-a trebuit artistului pentru a reuși să strângă cele 500 de fotografii ce ne dezvăluie chipurile unor români cu năzuințele, speranțele și durerile lor. O parte dintre chipurile care îmbracă în lumină și culoare simezele galeriei Artist sunt cunoscute, altele nu. Cu toate însă ne dezvăluie fața nevăzută a celor de lângă noi. Am adunat o viață fotografii, nu numai de portrete, dar le-am pentru că portretul exprimă ceva, am încercat să le pun pe pereți, cât mai aproape 500 de fotografii de oameni, care unii nu mai sunt, alții dintre noi mai sunt, și să încerce să spună ceva. Dacă vă, dumneavoastră vă exprimă o bucurie, una dintre fotografii sau toate, eu mă bucur. Despre Artist și operele sale le-au vorbit celor care au luat parte la vernisajul expoziției o serie de oameni de cultură. Cu toții au apreciat sensibilitatea autorului care a reușit să surprindă în fotografiile expuse lumina din sufletele celor imortalizați cu ajutorul aparatului foto. Iată că a venit momentul ăla unic în care ne-am întâlnit cu toți în număr atât de mare, cei care au fost, cei care mai suntem și probabil cei care dintre noi vor fi și vor trebui să ducă mai departe o lumină. O lumină, spun eu, duhovnicească, o lumină a credinței, o lumină a curățeniei noastre spirituale. Bucurie și frumusețe de lumină, de culoare, de suflet, de ceea ce are mai frumos și mai bun de oferit nouă tuturor. Eu, dragă Gheorghe, vreau să-ți mulțumesc că nu am recunoscut nici eu în fotografie. Ceea ce este un lucru bun pentru că sunt aceste fotografii, sunt unghiuri spontane și poate mulți dintre noi ne redescoperim privindu-le. Tu surprinzi, dacă ne uităm la toate fotografiile acestea, dincolo de fotografie, de fapt tu surprinzi caracterul, surprinzi niște trăsături, surprinzi poate ceea ce îl definește pe om la un moment dat. Expoziția de fotografie tip portret, vernisată în această după-amiază, va rămâne deschisă publicului iubitor de frumos până pe data de 7 decembrie. Cei interesați să achiziționeze una sau mai multe dintre fotografiile expuse o pot face, artistul fiind dispus să valorifice o parte din creații pentru a putea să-și ducă mai departe pasiunea artistică.